Hipertensiunea arterială este în România principalul contribuitor la mortalitatea prin boli cardiovasculare. În fiecare an, 30.000 de români mor din cauza urmărilor severe ale hipertensiunii arteriale. Aproape jumătate dintre românii adulți au această boală. Hipertensiunea arterială este o afecțiune foarte frecventă care de multe ori nu are simptome și îi poate afecta și pe tineri. Se estimează că unul din trei tineri între 35 și 45 de ani suferă de hipertensiune arterială. Este mai periculoasă hipertensiunea arterială la tineri decât la vârstnici sau, să spunem, un tânăr depistat din timp cu hipertensiune poate trăi la fel de mult ca un alt oricare adult? Într-adevăr, partea bună este că un hipertensiv tratat corect și la timp are o speranță de viață similară cu cea a unui pacient care nu are hipertensiune arterială. Însă condiția este ca diagnosticul să fie pus la timp și tratamentul să fie urmat corect conform prescripției medicului. Există chiar și cifre legate de influența scăderii tensiunii arteriale asupra sănătății. Dacă puteți să ne dați niște exemple, cu cât ar trebui să scadă tensiunea ca să simțim ceva în viața noastră? Da, practic trebuie să tindem către valorile ideale ale tensiunii arteriale, care în mod ideal sunt până la 120 cu 80 de milimetri coloane de mercur. Cu cât mai mult valorile sunt peste 140 cu 90, mai mult timp, cu atât consecințele nefaste ale prezenței valorilor tensionale crescute se pot acumula și pot duce la apariția unor complicații, fie cronice, fie acute. Și de aceea e foarte important, pentru că un tratament corect administrat poate să reducă riscul de accident vascular cerebral, de exemplu, cu cel puțin 10%, dar cifrele, sigur, pot varia în funcție de situația individuală a fiecărui pacient. Câți dintre pacienții tineri care suferă deja de hipertensiune arterială au rezistență la tratament? Pentru că există și un procent al acestor pacienți. Da, cred că aici, sigur, e mai dificil de dat o cifră, dar sunt câteva lucruri importante. Pe de o parte, cred că trebuie să ne asigurăm mai întâi că e vorba cu adevărat de o rezistență la tratament. Dacă stai de vorbă atent cu pacientul, poți constata de multe ori că, de fapt, nici tratamentul nu a fost urmat regulat sau dozele nu au fost urmate și atunci, în astfel de condiții, e o falsă rezistență. De fapt, tratamentul trebuie reluat și făcut corect. În alte situații, pacientul poate ia tratamentul, dar are alte obiceiuri, poate alimentare sau de stil de viață, care împiedică ajungerea la valori corecte, normale ale tensiunii. De exemplu, continuă să fumeze sau obezitatea nu e tratată sau mănâncă foarte sărat. Și toate acestea pot să scadă efectul benefic al medicamentelor și, din fericire, numărul cazurilor de hipertensiune cu adevărat rezistentă în aceste situații este mai mic în ultimii ani, din cauza că și metodele de tratament la îndemână, numărul de clase de medicamente disponibile este mai mare. Deci aș sublinia că primul punct este să folosim toate resursele pe care le avem până la a concluziona că e vorba de o hipertensiune rezistentă. La adultul tânăr apare această stare de negare și reticență în a lua tratamentul pe o perioadă lungă de timp. Se întâmplă și în România acest lucru? Da, cu siguranță se întâmplă. E un stil de viață foarte dinamic, să spun așa, cu mult stres, cu muncă foarte multă și toate lucrurile astea pot să ducă la valori crescute ale tensiunii și se însoțesc adesea și de un stil de viață care nu e neapărat ideal. Dar cred că primul lucru e a conștientiza posibilele efecte negative ale hipertensiunii, care poate la un tânăr nu sunt atât de imediat evidente, și a explica beneficiile tratamentului și, așa cum spuneam, faptul că o hipertensiune corect tratată presupune o
durată de viață similară cu a unui pacient care nu are hipertensiune. Deci sunt toate motivele pentru care un pacient chiar tânăr să fie motivat să trateze corect hipertensiunea. Ce se întâmplă atunci când pacienții întrerup câteva zile tratamentul? Din diferite cauze, una dintre ele nu-și găsesc medicația respectivă și nu o înlocuiesc cu alta, nu și-au luat rețeta la timp, și ce se întâmplă când e doar o singură dată, dar și atunci când devine un obicei, e frecvent acest lucru. Sigur, nu e bine să se întâmple lucrul ăsta. Câteodată se întâmplă, e o boală cronică, trebuie tratată zi de zi, permanent, și asta face această situație pe care o descrieți ca să fie relativ comună. E important să existe niște metode de a diminua acest risc, cu administrarea la ore precise, cu niște remindere eventual digitale sau într-un fel sau altul, pentru ca să scădem riscul de a uita. Nu cred că varianta că nu s-au găsit medicamentele, sunt medicamente, trebuie să te asiguri de asemenea că le ai oarecum pentru o perioadă mai îndelungată, să nu rămâi în situația asta. Bineînțeles, ce se întâmplă dacă întrerupi o doză sau două sau o zi sau două, depinde mult și de situația fiecărui pacient. E greu de spus. Cel mai adesea nu se întâmplă ceva în mod imediat, dar de asta spun, e important să fie luate toate măsurile ca situația asta să se întâmple cât mai rar, și de asemenea poate măsurarea regulată a tensiunii arteriale e un alt mijloc prin care lucrul ăsta poate fi evitat și efectul unei astfel de situații poate fi imediat măsurat. Am vorbit despre hipertensiune arterială rezistentă la tratament. Există o soluție care se practică, dar care știu că a pus ceva probleme la un moment dat, denervarea renală. Cât de folosită este în momentul de față în lume și în România, și cum ajunge cardiologul să o recomande sau în ce context? Da, e o soluție cu adevărat rar folosită și cu date oarecum controversate referitoare la eficiența ei. Cred că e bine să ne gândim la marea masă a pacienților hipertensivi, la care, așa cum spuneam, cel mai adesea măsurile obișnuite, convenționale, pe care le avem la îndemână, sunt suficiente pentru a controla valorile tensionale, și încă o dată rezistența la tratament trebuie în primul rând evaluată și din perspectiva măsurilor care să asigure un tratament complet, complianța, măsurile dietetice, de regim de viață, și de regulă, dacă toate astea sunt împlinite, doar o foarte mică proporție din pacienți sunt cu adevărat rezistenți și la care se pot lua în discuție alte tipuri de terapii. Aș vrea să vă întreb în legătură cu potențialele medicamente care cresc tensiunea arterială. La ce anume ar trebui să fie atenți pacienții hipertensivi? Da, de asemenea, un lucru important, tot în linia celor spuse anterior apropo de rezistență, pentru că și asta intră în evaluarea așa zisei rezistențe, complianța, măsurile de regim igienodietetic și medicația concomitentă. De exemplu, ca să dau două exemple, pseudoefedrina, care este un medicament comun în tratamentul rinitei, al rinoreei, pentru obstrucții nazale, poate în anumite cazuri, la supradozări, la folosire excesivă, să ducă la un grad de creștere a valorilor tensionale, cu toate că lucrul ăsta se întâmplă mai rar. Poate exemplu cel mai comun cu care ne putem întâlni sunt antiinflamatoriile nesteroidiene, care sunt folosite destul de frecvent, mai ales de pacienți mai vârstnici cu dureri de diferite tipuri, articulare sau de altă natură, și care își autoadministrează medicamente antiinflamatorii, ibuprofen, diclofenac, paracetamol, și care de asemenea, într-o administrare excesivă, pot păstra, pot ține la nivel mai ridicat valorile tensionale. Ideea fiind că în situații în care nu avem o explicație pentru persistența unor valori mai mari ale tensiunii, e bine să reluăm întrebările, discuția cu pacientul, să vedem ce alte medicamente ia,
Mai sunt și antiinflamatorile steroidiene, corticosteroizii, care nu se folosesc foarte frecvent, dar în anumite afecțiuni pacientul are nevoie să le ia. Deci, trecând în revistă medicamentele pe care pacientul le ia simultan cu antihipertensivele, putem uneori identifica medicamente ce ar putea să contribuie la păstrarea într-un nivel mai ridicat a valorilor tensionale și deci să împiedice un tratament corect al tensiunii. Și într-o astfel de situație trebuie, bineînțeles, ajustată lista de tratament, trebuie văzut în ce măsură acele medicamente sunt strict necesare și de obicei se ajunge la o formulă care să permită un tratament corect al hipertensiunii.